Până în acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul știrile.tm.ro este diplome da, pregătire ba. Tineri bine pregătiți în diferite meserii înseamnă forță de muncă valoroasă pentru firmele mureșene, dar și posibilitatea pentru aceștia de a-și găsi un loc de muncă. Edilul crede că proasta pregătire a tinerilor la universitățile care nu pun accent pe partea practică și dau diplome pe bandă rulantă este cea mai mare problemă a municipiului. Pe locul 2 ca număr de vizualizări se află Dani Popescu la BC Mureș. Dani Popescu, fostul jucător al formației CSM CSU Oradea, îmbracă tricoul alb-albastru al vicecampioanei BC Mureș. Conducerea clubului a semnat un contract cu românul în vârstă de 26 de ani, care joacă pe poziția de conducător de joc. Pe locul 3 s-a situat știrea ASEA CFR în semifinalele cupei. ASEA Târgu Mureș va juca cu CFR Cluj în semifinalele cupei României la fotbal. Cealaltă semifinală va fi reprezentată de eternul derby Steaua Dinamo. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând alături de alte informații cu caracter local, regional sau național, accesând site-ul știrile.tm.ro.